Deci, noi favoriți ai Nerisei, acești cavaleri ai distrugerii, au atacat pe voi și familiile voastre. Și pe Matt. Totuși nu întrezăresc nimic. O suspectez pe Nerisa că a lucrat cu puterile mele ca un oracol. Meditația adâncă va dezvălui adevărul. Nu te grăbi, vom aștepta. Nu, trebuie să vă întoarceți pe pământ până când oracolul își va recapăta viziunea. Voi cinci sunteți ochii consiliului. Oh, grozav, acum mă simt vinovată de fiecare dată când clipesc. Oh, atât de mult pentru a aduna fonduri din spălarea mașinilor. Cornelia, toată lumea știe că ea cheltuiește fonduri, nu le colectează. Exact, dar a insistat tatăl meu, de aceea v-am înscris și pe voi. Înapoi la Kandrakar, atât de frumos, de liniștit. Putem aranja asta. Narcisist. Nu-mi vine să cred că ne-ai înscris la spălatul de mașini fără ca măcar să ne întrebi. Ei, haide, este pentru o cauză bună, pentru mine. Wow, foarte narcisistă. Da, mama m-a scris deja și pe mine. Dar ar dura mai puțin dacă ați veni și voi, fetelor. Ne putem bate cu apă. Parcă spuneai că nu o să faci niciodată așa ceva. Vezi? Nu arată prea rău. Ba da! Antrenorul O'Neill în... Sunt ca și oarbă! Oh, Will! Aici erai! Mama ta are nevoie de ajutor! Vino și tu, Cornelia, scumpă, aici! Gata pentru o distracție bună de curățenie? Oh, în totalitate, tată! Noi toate suntem... De ce nu începeți cu toate de aici? Locul ăsta este liber? Oh, tată! Frumoasă mașină! Hai să batem la ușă și să vedem cine este acasă. Fortăreața inimii infinitului este sub asediu. Deci când terminăm? Poate că te iau pe tine și pe prietenele tale la o plimbare? Și uităm spălatul mașinii? Super! Câteva minute într-o decapotabilă nu compensează lunile de absență. Ți-a scăpat o bată? Șterge-o cu buretele și n-o scăpa, domnișoară. Eu supraveghez! Uite, încă una! Ah, ce v-ați face voi fără mine? Burețelule? Cornelia, Cornelia, burețelul, vă las singur pe amândoi. Da? Sunt pământ, ți-amintești? Tot ce pot face este să pun mai mult noroi pe lucruri. Aș fi fost de ajutor în mod total dacă eram apă. Ai loc să te scufunzi acolo, scumpo. Pereții nu mai pot rezista. Fii calmă, Halinor. Blanc le va chema pe gardiene. Da, Blanc face asta. Pleacă de aici și face acest lucru. Cluba menține aurele. Nimic nu trebuie să interfereze cu sursa de putere a gardienelor. Voi ceilalți, urmați-mă. Prea mulți oameni. Lucrul bun este că Blanc este maestru al camuflajului. Thank you.
te teme, Tibor. Alinor, trebuie să ai grijă. Folosind vechile tale putere de gardiană fără o aură, îți consum prea mult din forța ta de viață. Dar trebuie să ajut. Fortăreața nu a mai fost atacată niciodată până acum. Îmi place mirosul disperării dimineața. Blanc cunoaște pantofia aceea. Avem necazuri. Arată bine. Gata de plecare? Witch, avem urgență în Candrakar. Dar mai întâi avem nevoie de mai multă apă. Ca să spălăm mașina ta din nou. Al doilea spălate gratis, este ocazie. Excelentă muncă, fetelor! Acum următoarea voastră sarcină. Treaba nu este terminată până când nu curățăm interiorul. Entuziasm, hă? Gardiene, trebuie să plecați de aici, acum. Nu putem să dispărem așa pur și simplu. Blanca are nevoie de pantofi. Ce-i asta? Ziua atacați pe Cornelia? Știu că este un șoc, dar nu tot universul se mișcă în jurul tău. Ce vrea să însemne asta? Suntem colege, nu servitoare. Băieți, lupta este afară. Gardiene, încetați și uniți-vă. L-ai auzit? Cum pot gardienele să protejeze fortăreața dacă nu sunt în armonie? Simt un front rece ridicându-se. Wow, tipul ăsta a exagerat cu vitaminele. Este mai bun cu gheață. S-a îngrășat un pic, în mod sigur. Aș avea nevoie de ceva căldură aici. Vine! Cornelia, poți să ne ajuți? Sau tu doar supraveghezi? Ce ar trebui să fac? Plantele nu prea cresc în aer rarefiat. Fetele acelea mai au încă multe de învățat. Este păcat că tu nu mai ești o gardiană. Posibil! Dacă te las, Irma nu mă va lăsa niciodată să aud sfârșitul poveștii. Au rămas trei acum. Dacă am putea face ceva. Eu pot face ceva. Trebuie. Este vălul când ai nevoie de el. Vălul, desigur. Un mic văl poate apăra fortăreața. Va avea nevoie de o putere considerabilă. Cornelia, poți găsi pe toată lumea? Se pare că nu le va fi tuturor dor de mine aici. Nu ai văzut, fetele nu sunt în furgonetă. Nu. Cineva le-a dat ideea că poți scăpa pur și simplu de responsabilități. Au spus că au plecat să ia apă. De unde? Din Caraibe? Cornelia, ai curățat bine camionul. Este plăcerea mea, Will. Blanc nu a fost niciodată așa de curat în viața lui. Halinor, știi că nu pot părăsi aurele. Cine ar proteja sursa de putere a gardienelor? Eu ne voi proteja pe noi toate. Halinor, ce ai făcut? Flăcările au consumat oxigenul din jurul ei. Își va reveni imediat. Trebuie să mă grăbesc. Gardienele nu au suficientă experiență.
dar eu deci, le-ai furat vraja în mijlocul unei lupte îngrozitoare. Teama este un lucru puternic, mai ales atunci când alimentează trădarea. Nevoia de a face orice, indiferent că este trădare, pentru a potoli flacăra arzătoare a propriei frici, este fisură în armura sufletului tău. Și este tot ceea ce am nevoie ca să te fac să fie a mea. Acum direcționează puterea Candrakarului în inima Meridianului. Luva? Nu am fost eu. Aripile noastre, puterile noastre au dispărut pur și simplu. Ei bine, adu-le înapoi. În regulă, unirea s-a terminat. Dar panica? Hei, băiatul de gheață, recorește-te. Fierbinte. Aceea e Cornelia? Ce v-ați face voi fără mine? Asta e Cornelia. Pătatea toate puterile noastre. Nu știu. Puteți așteptați, băieți? Un iceberg se uită la Titanic. Avem nevoie și de ajutorul tău pentru a crea un voal. Te rog să legi vraja ta de ale noastre. Am crezut că nu vei cere asta niciodată. Esența. Esența aceea ești tu. Tu care te-ai ascuns printre noi și ai falsificat ceea ce văd. Merisa. Același lucru. Și tu tocmai m-ai invitat să mă alătur relației tale mistice. Am așteptat 10 ani pentru asta. De când m-ai întemnițat, m-am repezit să-ți întorc favoarea. Și cât de mult mi-ar plăcea să mă mândresc puterea Candrakarului să se întoarcă la posesorul ei de drept. Eu. Te-ai distra mai mult dacă le-ai ataca. Mai multă distracție, distracție! Aceasta este amuzant! Încetează, maniac, în fierbinte! Du-te! Folosește-ți fulgerul! Cornelia, telechinezia! Fă-te invizibilă din nou! Bine, nu stați în spatele gardienelor! Cor, distrage atenția! Hei, creier cu păr, pun pariu că nu mă poți prinde! Bine, am pierdut pariul. Caleb! Wow! Will, atenție! Nu este sigur, intră înăuntru. Acum sunt singura care poate face acest lucru. Wow, chiar și atunci când se autosacrifică este încrezută. Nu pot să mă salvez spatele și să mă și lupt în același timp. Cornelia, ce faci? Vă apăr pe voi. Nu poți face asta, suntem coechipiere, nu subordonate. Trebuie să ieșim de aici. Trebuie? Vreau să spun, dar dacă Cornelia are dreptate? Există un început pentru toate. Nu putem lăsa acolo afară singură. Suntem prietenele ei. Și suntem întotdeauna mai puternice împreună. Cu sau fără puteri.
Oh, va primi ajutorul nostru, chiar dacă îi place sau nu. Hei, inima este fierbinte. Bine, s-ar putea să nu fie o transmisiune de la Aure, dar e totuși un talisman. O cureți din nou? Ar fi trebuit. Stai, în regulă, acum unde e Cornelia? Ne-a lăsat. S-a dus să ia autorizant. Mașina aceea nouă miroase, probabil. Au! Chiar Blanc, nu recunoașteți pentru că Blanc este așa de curat. Trebuie să ne întoarcem la Cornelia. Succes! Mama stă cu ochii pe mine ca pe butelie. Will, unde sunt pantofii tăi? Chiar și cea mai frumoasă floare este fragilă la frig. Fragilă și gata să se rupă. Chiar crezi că sunt drăguță? Îmi pare rău, Colzila. Am deja un prieten, iar în ceea ce privește gheața, dacă nu este din diamant, nu mă interesează. Acum, te înspăimânți. Asta te va sufoca. Înghite niște încredere. E fierbinte cu de gheață. Cor, Ember, mișcați-vă! Sunt cea mai tare! Și nu sunt doar drăguță, sunt frumoasă! Succes, Cornelia! De fapt, ai acționat așa de bine? Poate că ar trebui să păstrezi toate cele 5 puteri în mod permanent. Ei bine, dragă, am obținut al doilea spălat. Știi, tipul acela Collins este un geniu. Așa că dacă ești gata pentru cursa aceea, ce zici? Sigur că suntem! Bine, să mergem. Tony, ei au primit responsabilități. Susan, o cursă mică, calmează-te. Opriți! Scuze, pauză pentru toaletă. Toate? Lucrând cu toată apa aceea. Către Meridian și aduceți întăriri la Kandrakar. Merg acasă? Curat? Mama nu recunoaște Blanca ei. Să păstrez puterea? N-aș putea. Deși am fost destul de uimitoare, nu-i așa? Uluitoare. Imaginează-ți, Cornelia, singura gardiană a Kandrakarului. Aș putea face asta așa de... deschide de pur și simplu puterii mele. Puterea ta? Wow, întrerupem ceva? Will, cum ai făcut? Ignoră-i. De ce ai nevoie de ei când tu ai puterea adevărată? Nu știu, poate la spălatul mașinilor. Sau ai crezut într-adevăr că a făcut asta doar pentru ea însăși? Cred că ne vom întoarce înapoi la Witch. Să fiu doar eu, Cornelia, nu prea e amuzant. Nu știi la ce renunți. Sau la cine? Will, ridică inima Kandrakarului și revarsă un pic de lumină pe aceasta. Merissa! Ține-ți prețioasele aure! Am lucrul pentru care am venit! Aurele sunt recăpătate. Dar Halinor a fost vrăjită. Magiciana nu era deloc magiciană. Și nu putem să eliberăm pe ceilalți până când inima Meridianului, cauza întemnițărilor, nu este Merissa eliberat. Merissa nu te va surprinde din nou. Mă îndoiesc că se va întoarce din nou. Nu poate lua aurele cu forța. Și altceva nu mai rămâne. Consiliul Kandrakarului nu mai există. Mă tem că responsabilitatea opririi vrăjitoarelor se sprijină acum pe umerii voștri. Gardienele. Roza, nicio greutate.
Sper că aveți o explicație valabilă pentru că ați lipsit jumătate din zi. Ca pedeapsă, voi cinci veți curăța autobuzul școlii. Și înăuntru. Știți ce fac oamenii în autobuzul acela? Stați, e greșeala mea. Am greșit și ei m-au acoperit doar. Dar sunt gata să-mi fac propria mea muncă acum. Vă rog, nu-i pedepsiți pe ei din cauza mea. Atunci presupun că celelalte pot pleca. Ce faceți? Ajutăm, dar... Ei, suntem colegi de echipă, nu dezertoare. Hei, mi-a văzut cineva pantofii?